Localnicii din Lipia au constatat în urmă cu 2 săptămâni că încep să dispară părți din grilajele care delimitează mormintele. Când au văzut că încep să dispară și crucea, au anunțat primarul, apoi și polițiștii au aflat de grozăvie. Am fost anunțat de câțiva cetățeni din satul Lipia. S-au furat din grilaje și din porțile la grilaje. Bineînțeles că am sesizat poliția locală și împreună cu comandul poliției am fost la fața locului. Într-adevăr, am găsit porți furate. După părerea mea de persoane, cred că n-ar avea ce să facă cu ele decât să le ducă la fier vechi. Și am încercat să ne ducem la puncte de colectare de fier vechi, să vedem dacă găsim ceva din aceste porți. Oamenii se vaită că s-ar fi furat inclusiv crucile de metal. Cine credeți că ar fi putut să facă așa ceva? Nu știu sincer cine ar putea face, dar vreau să vă spun că la sărăcia care se află la ora actuală în țară, deja lumea a început să fure și ce găsește metal pentru a câștiga un ban. Și acum văd că deja au început să umble și prin cimitiri. Modul de operare al hoților nu a fost foarte complicat, având în vedere faptul că în partea din spate cimitirul nu are gard care să îl delimiteze de câmp. Dacă în unele locuri hoții au smuls din balamale porțile și grilajele din fier, în alte locuri, așa cum este aici, au tăiat poarta cu pânza de bonfire, semn că au venit pregătiți pentru o astfel de acțiune. Oamenii din sat sunt mâhniți de cele întâmplate, dar mai ales furioși pe cei care au îndrăznit să le profaneze mormintele, mai ales că au făcut sacrificii pentru a amenaja locurile de veci ale rudelor. N-am pomenit, mamai, n-am pomenit, ca anul ăsta. Până anul ăsta nu s-a luat, să știți. La ce au furat? Astea, porțele de la grilașul și cruci, mai rar, porți a luat, multe acum vreo 8 porți a luat. Și chiar am vorbit cu părintele după 3 zile. Tantele trebuie să hotărăsc cu inoria și biserice să punem un paznic. Că mintele fură tot. Că dacă a apucat și a intrat, că vine cu mașină noaptea. Mare păcat. Da, mamă, păcat mare, mamă. Ei tu crucea aia, poarta omului de unde-i de veci. Chiar mie mi-a luat o bucată de gârlaș. Nenorociți, lumii părățim, așa, ce cruci de pier, ce gârlaje, porțile, roate, e nenorocirii. Dar ia spuneți-mi, e păcat? Pe cum să nu fie păcat? Poate un om n-a avut cu ce să-l facă pe ăla. Și l-a păcut și alții să duce nenorocirii și pură, și porțile și tot pură de acolo. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a-i prinde pe hoți. În demersul lor verifică inclusiv centrele de fier vechi. Polițiștii din cadrul postului de poliție comunal Merei desfășoară activitățile ce se impun în vederea identificării celor care au sustras obiectele confecționate din fier din cimitirul de pe raza satului Lipia. Pe lângă activitățile specifice de cercetare și investigare, se efectuează inclusiv verificări la centrele de colectare a deșeurilor industriale unde ar fi putut fi valorificate bunurile respective. Oamenii sunt decis să stea de veche cu rândul la cimitir sau să plătească un paznic de teamă să nu rămână și fără crucile și grilajele care le-au mai rămas.